Bun găsit, stimați telespectatori! Din nou suntem în studio virtual și continuăm cu al doilea episod pe o temă, credem, de interes referitoare la explicații în legătură cu ce se petrece cu Israelul, prin Israel. Tema este formulată de maniera Biblia oferă răspunsuri edificatoare la dramatica istorie a lui Israel. Interlocutorul meu, cum spuneam, spațiu virtual, este pastorul Gabi Ijac, profesor și doctor, Biserica Philadelphia, Melbourne, Australia. Mă bucur să mergem înainte. Cât de cald e acolo la dumneavoastră? Acum deja mai spre seară la noi, dar astăzi când noi am început discuția noastră, erau 31 de grade. Wow, wow. Da, am încercat în episodul precedent și intrăm abrupt oarecum în episodul acesta, pentru că timpul e limitat. Deci ați prezentat unicitatea poporului evreu, calitatea lui de popor ales, scopul, beneficiile și, într-un fel, și responsabilitatea pe care Dumnezeu i-a atribuit-o poporului evreu. Să mergem acum la ce s-a întâmplat și apoi să mergem la de ce li s-au întâmplat în cursul istoriei ceea ce li s-a întâmplat. Sigur, e o istorie extrem de vastă, vom merge selectiv, vom survola subiectul așa cum de multe ori mă pronunț. Mai întâi, dacă e vorba doar de o luptă între palestinieni și izraelieni sau între islam și știu eu, Tora, ori e vorba de mult mai mult și de ce acest război, până la urmă spiritual, e în plină ascensiune acum? Unul din președinții unui stat destul de influent spunea că este un război între cruce și semilună. Până acolo a mers, deși creștinismul nu este implicat. Erdogan, da? Erdogan al Turciei. Am vrut să-i pronunț numele, dar a avut o afirmație și o ieșire deloc potrivită pentru un lider atât de influent. Dar, în fine, e problema lui și cred că în perioada aceasta unii caută și capital electoral, mai ales că și în Turcia sunt atâtea și atâtea probleme. E adevărat, întrebarea dumneavoastră necesită un răspuns mult mai amplu, mult mai vast. Nu o să avem timp să abordăm în vastitatea lui răspunsul, dar aș vrea să subliniez aici un lucru. Diavolul, pentru că este vorba și de un război spiritual dincolo de cel fizic armat, diavolul urăște tot ceea ce iubește Dumnezeu. Dumnezeu iubește poporul Israel. În Deuteronom, în capitolul 7, Dumnezeu declară lucrul acesta și îi spune astfel lui Israel: te-am ales pentru că te iubesc. Apoi, mai ales că vorbeam de capitolele din Romani, capitolul 9, 10, 11, ei zice, la ora actuală sunt iubiți datorită părinților lor. Deci, întotdeauna în relația aceasta dintre Dumnezeu și Israel există elementul acesta iubire. Diavolul este acela care urăște tot ceea ce iubește, ce iubește Dumnezeu. Și vreau să vă aduc aminte că istoria omenirii începe cu un conflict. Chiar dacă Israel încă nu exista atunci, dar Israel deja era implicat prin sămânța femeii. Prima profeție mesianică, numită și proto-evanghelie, apare în legământul adamic. În legământul adamic apare acel Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Dincolo de orice altă interpretare, să nu uităm că e vorba de un conflict care se va finaliza în momentul în care sămânța femeii, Hristosul, care este evreu, va zdrobi efectiv capul șarpelui definitiv. La cruce a fost doar o etapă. Eu dau o interpretare, poate sper să nu îi supăr pe cei care, eu știu, sunt hermeneuți, au o hermeneutică lor sau o exegeză lor, dar Geneza 3:15, după mine, încă nu s-a împlinit plenar. Pentru că dacă vorbim de sămânța femeii care este Hristosul, trebuie să vorbim de sămânța șarpelui, care nu-i șarpele, ci care este anticristul. Iar conflictul acesta dintre Hristos și anticrist încă n-a avut loc. Ori anticristul care nu face, diavolul care nu face nimic altceva decât să copieze, la un moment dat își va forma și el trinitatea lui și va ridica și el la un moment dat un om în istorie care pe moment va înșela Israelul, iar după aceea Israelul își va da seama de înșelăciunea aceasta. Și în final, Biblia așa vorbește că sămânța femeii, Hristosul,
îl va birui sămânța șarpelui prin însăși intervenția pe care o va face. Deci vorbim de un conflict. Dacă îmi permiteți, Da. doar reamintesc telespectatorilor că noi am avut chiar un episod sau două, cred că la 666, numărul că se potrivea, da, la numărul curent al episodului 666, am vorbit sămânța femeii versus sămânța șarpelui și am adoptat și cred că e valabil exact ceea ce a spus dumneavoastră. Anticristul este în viață, cu siguranță, încă nu s-a descoperit, dar el va apărea ca un salvator a unor crize parțial fabricate ca să poată fi stinse și lucrurile se vor petrece cum spune Biblia. Vă rog, deci Da, atunci, efectiv. de ce diavolul urăște așa de mult Israelul pe scurt și apoi ce anume a încercat în cursul istoriei, mergem așa selectiv pe câteva tentative de distrugere pur și simplu a poporului evreu. Diavolul urăște pacea. În momentul în care Israelul, care are un rol mesianic, Hristosul va reveni, se va instala o pace mondială. Diavolul va fi legat timp de 1000 de ani în perioada aceea. În fine, toată această înverșunare a lui este împotriva lui Israel, de fapt, a Dumnezeului Israel cu care a început conflictul înainte de a fi lumea. Dar Israelul are rolul acesta soteriologic. Israelul are rolul acesta de mântuitor. Cum spuneam și în intervenția anterioară, mântuirea vine de la iudei. Ori diavolul va face tot posibilul, dacă poate, să strice lucrul acesta, să-l pervertească, pentru că hoțul nu vine decât să junghie și să prăpădească. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8, într-una din primele pilde pe care Domnul le rostește, este pilda semănătorului. Și spune aici versetul 12, cei închipuiți în sămânța care a căzut lângă drum. Și ascultați explicația pe care însuși Mântuitorul o dă. Cei închipuiți în pildă, în sămânța căzută lângă drum, sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Aici este, de fapt, toată bătălia diavolului. De aceea și conflictul acesta împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos și împotriva poporului Israel. Și împotriva umanității în general. Să nu credem că Întregi umanități, da. Dumnezeu iubește doar Israel, Dumnezeu iubește întreaga lume, a demonstrat dându-și fiul, dar sigur are o relație specială, după cum ați spus, cu Israelul. Iar diavolul urăște, Da. cum ați spus, tot ceea ce iubește Dumnezeu. Așa este. Și tocmai de aceea este conflictul acesta care, iată, se amplifică, durează. Israelul a fost șters de pe, putea spune, ca și popor de pe harta națiunilor. Poate că Marele Exod a început în 586 înainte de Hristos, atunci când Babilonul, Imperiul din vremea aceea, cucerește Israelul, Iudeia deja și Ierusalimul și începe o diaspora după cele 10 seminții care erau în regatul de nord. Apoi anul 70, iarăși Dar o perioadă. haideți să mergem de la începutul istoriei, de când a început diavolul, deci a încercat să lichideze, mă rog, poporul Israel. Mai de pe vremea lui Faraon chiar. Ah, vă referiți la acele încercări de exterminare Da, a da, 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 poporului da, da. evreu. Da, putem merge Să le iar mai departe. enumerăm doar că nu avem timp să le dezvoltăm. Nu le putem dezvolta. Da, în Exod, în capitolul 1, ni se vorbește despre primul genocid, despre prima încercare de exterminare a unei națiuni. Și decretul acela diabolic pe care Faraon îl dă, din câte am cercetat și am studiat, din cei 430 de ani de robie egipteană, 100 de ani au fost anii aceia cei mai grei, în care se menționează și evrei, Exod, capitolul 1, și apoi, bineînțeles, nașterea lui Moise și eliberarea poporului. Un al doilea moment de exterminare, de încercare de exterminare, este menționat în cartea Estera, când Haman pune planul acela diabolic la cale și se împlinește, de fapt, Scriptura că cel ce sapă groapa altuia cade el în ea. Așa că s-au întors toate lucrurile în situația respectivă și Israelul supraviețuiește într-un mod miraculos Și încercărilor diabolice. să nu uităm că Haman era
Amalecit, popor care Dumnezeu spusese să fie nimicit în întregime, n-a fost nimicit. Chiar împăratul Agag, parcă îl chema, de Agag, aceea ce Agag. Agagitul lui Haman, da? Da, Și-a arătat da. colții. Iar Duhul n-a murit și a venit și spre palestinieni și spre popoarele de acum. Dar rămânem tot în trecut, în Vechiul Testament. E, da. Vedeți, putem să facem foarte bine legătura și chiar dacă poate un pic ne lungim aici, între ceea ce discutăm acum și ceea ce am discutat în emisiunea trecută. Cum putem să-L explicăm pe Dumnezeul Vechiului Testament? Uite și în contextul acesta, în care Dumnezeu spune Israelului, nimicește amaleciții, nimicește absolut tot. Ei, faptul că a fost acolo aspectul acesta al toleranței pe care Saul a făcut-o 1 Corinteni, în 1 Samuel, capitolul 15, are repercursiuni, poftim, în vremea împărătesei Estera, sau în cartea Estera, mai precis. Bun, am vorbit despre Exod, am vorbit despre perioada în care o descrie cartea Estera, dar venim mai în zilele noastre, în urmă cu, iată, 70-80 de ani, când a fost acel Holocaust. În Holocaust, 6 milioane de evrei au fost exterminați. Holocaust înseamnă ardere de tot. Au fost aduși jertfă și un fel de blasfemie, parcă, la adresa lui Dumnezeu, un fel de bătaie de joc făcută în contextul acela. Ce să mai vorbim de lipsă de umanitate? Dar între cei 6 milioane de evrei, și aici cred că este, vedeți, ceea ce a început faraonul din Exod, capitolul 1, a contenat Germania nazistă prin Hitler. 1,5 milioane de copii au fost omorâți atunci în Holocaustul din cel de-al doilea Este război mondial. înspăimântător muzeul copiilor din Ierusalim, l-am vizitat alături de Yad Vashem. Da. Este și muzeul copiilor cu proiectarea unor steluțe, mă rog, pe cupola aceea și numele Un milion și... și jumătate de lumini sunt. Un Da. milion și jumătate de lumini sunt făcute de la câteva lumânări prin oglinzile acelea. Foarte emoționant. Și din când în când se menționează câte un nume, și noi stăm cu grupurile, făceam câteva ture, numai ca să auzim și numele românilor. Și au fost români din Iași, români din Moldova noastră, din Basarabia, din Transnistria, de unde sunt menționat. Și eram așa, când auzeam un nume de român și o localitate din România, eram foarte, foarte emoționat. Se Vreau aici să spune, fac o mențiune. să nu vă uitați Da? vorba, se spune că personalitățile politice, lideri de stat, oameni influenți, când fac prima vizită în Israel, sunt conduși la Zidul Plângerii și la Yad Vashem și Muzeul Copiilor, ca să încerce să judece comportamentul Israelului prin prisma suferințelor lui multimilenare, să spun așa. Doar o paranteză, vă rog, să nu uitați. Când am vizitat prima oară Yad Vashem-ul și am finalizat tot traseul și m-am uitat și era pentru prima dată, eu am mai fost la un lagăr de exterminare lângă Linz, la Mauthausen, dar nu sunt atâtea exponate, nu sunt atâtea detalii date. M-am uitat aici la Yad Vashem, la poze. Când am finalizat și am ieșit acolo la tunelul acela, la final, tot grupul ne-am adunat. Câteva minute, vă rog să mă credeți, nu am putut să ne vorbim unii altora. Atât de marcați am fost de ceea ce am văzut. Dar am vrut să vă spun o experiență pe care am avut-o la Yad Vashem, care pe mine personal m-a marcat foarte mult. Acum noi ne uităm la exterminări, Exod, capitolul 1, Faraon, Estera, Haman și apoi Hitler și naziștii, care au făcut și au încercat să facă ravagii și să extermine poporul lui Dumnezeu, mânați de un duh de ură și de răzbunare, un duh diabolic, aș putea spune. Ghidă ce am avut atunci, în 2009 am vizitat prima oară Yad Vashem, deci acum 14 ani. Și nu era trecut pe obiectivele grupurilor românești. Asta e foarte interesant și vreau să menționez. Deci programul pe care l-am alcătuit a fost un program personalizat în care am inclus Yad Vashem-ul. Am avut ghid atunci pe o doamnă din Târgu Mureș, evreică, Sara Teri o chema. Și acum, mai ales că dumneavoastră sunteți în Târgu Mureș. Ea era din Târgu Mureș, coincidență aș putea spune, Sara Teri o chema. Și foarte drăguță, o femeie extraordinară. Și la un moment dat, când a văzut pe programul nostru Yad Vashem, mi-a zis, zice, domne, cum de ați cerut să vedeți Yad Vashem-ul? Pentru că eu sunt ghidă de 20 de ani, zice, în Israel, și merg cu grupuri de români, dar sunteți primul grup care cereți să vedeți Yad Vashem-ul. Vreți să vedeți suferința poporului nostru? La care vă spun sincer ce am zis. I-am spus din toată inima, zic, doamna Sara, eu nu mă uit, nu vreau să văd suferința poporului evreu.
Eu vreau să văd măreția lui Dumnezeu. Pentru că în ciuda urii cu care s-au pornit împotriva dumneavoastră, nici nu știam că 6 milioane de evrei, nici nu știam că 1,5 milioane de copii, acolo am aflat lucrul acesta. În ciuda urii pe care au avut-o unii împotriva dumneavoastră, Dumnezeu v-a păstrat. Eu nu vreau să văd chinul dumneavoastră, ci vreau să văd providența lui Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește ca popor și vă păstrează în pronia lui divină, pentru că are un plan special cu poporul. A început să plângă. Nu-i venea să creadă că abordez Yad Vashemul din perspectiva aceasta, nu a suferinței, ci o abordez din punctul de vedere al providenței divine. E foarte important ce latură abordezi o situație de genul acesta. Deci acestea ar fi încercările de exterminare. Dar să nu uităm că în 48, 14-15 mai, David Ben-Gurion, primul prim-ministru al statului Israel, după ce Israelul trece prin toate acestea, proclamă Eretz Israel. Eretz Israel proclamă din nou existența statului Israel. Evreii n-au mai fost de 2000 de ani aproape în vatra lor, în țara lor, în Canaanul promis de Dumnezeu. Nu știu dacă știți dumneavoastră sau cei care ne urmăresc în emisiunea aceasta, că la un moment dat, când se punea în discuție marile puteri ale lumii, care atunci desenau harta lumii, Anglia, Franța, America și celelalte state care au câștigat războaiele, puneau problema statului Israel după primul război mondial mai ales Să-l și spuneau ducă că în Israel. Uganda, nu mai știu unde. Unii vorbeau de țări africane, da, era vorba de Madagascar. Acolo trebuia să-l ducă pentru că era spațiu suficient. Unii vorbeau exact cum ziceți dumneavoastră de Uganda, alții vorbeau de alte și alte, de alte, de alte țări. Ei, și totuși interesant că Israelul vine în țara lui. De 2000 de ani n-a mai fost acolo. Evreii au fost tot timpul, că asta e foarte important, pentru că se vorbește că Israel n-a mai existat, că nu-i locul lor acolo. Dragii mei, Israel, deci evrei au fost în permanență în teritoriul acela. Că n-au fost un număr foarte mare, da. În anul 586 înainte de Hristos, Nebucadnețar efectiv dărâmă Ierusalimul, îi duce în robia babiloniană, pe lângă robia asiriană din 722 și am putea zice că începe o diasporă evrească. În anul 70 o a doua diasporă. Dar personal cred că cea mai mare diasporă evrească a avut loc la al doilea război iudaic, 132-135 în vremea lui Adrian. Ei, răscoala aceea lui Bar Cova, pierdută, bineînțeles, de evrei, au determinat efectiv pe împăratul Adrian să facă câteva schimbări majore, cel puțin trei. Unu, se împlinește profeția din Luca 19, care e diferită de profeția din Matei 24. Nu avem timp acum să intrăm în toate acestea, dar acolo în Luca 19 spune foarte clar, profeția este în dreptul Ierusalimului, te vor înconjura cu șanțuri și te vor face una cu pământul și nu vor lăsa piatră pe piatră pe tine. Adrian ară Ierusalimul cu boi, îl face una cu pământul Ierusalimul, îl rezidește înapoi și îi schimbă numele, din Ierusalim în Aelia Capitolina. Schimbă numele provinciei Iudeea, din Iudeea, Palestina, în Filistia. Palestina, în momentul acela, da. Iar decretul pe care l-a dat, și timp de 600 de ani, decretul acela rămâne în vigoare, nici un evreu nu mai poate intra în Ierusalim. Nu i se mai permite efectiv intrarea în Ierusalim. Ei, în momentul acela, da, a început și a avut loc o diasporă evreiască masivă, dar evrei au fost tot timpul în zona aceea. Când au intrat în Ierusalim, au fost în preajma Ierusalimului. Evrei iubesc Ierusalimul, se roagă pentru Ierusalim, iar în 48, când deja au revenit, erau 650.000 de evrei în anul 1948. Imediat după aceea începe războiul împotriva lor. Imediat începe frământările acelea. Ei, evreii câștigă Șase războiul. țări dintr-o dată sau cinci, câte au fost? Venite împotriva lor un an și jumătate. Mai bine, un an și 9 luni aproape a durat războiul acela și totuși Israelul câștigă. Ei, de acolo au început alte și alte războaie care au avut loc. Puteți Mi-am și notat aici da, câteva. puteți să le notați, Mi-am să notat. le Deci, menționați. da, 48-49, războiul de independență. În anul 1956, războiul cu Egiptul. În anul 1967, celebrul război de 6 zile, așa a rămas în istorie. Știți că acum discutam chiar astăzi cu cineva aici la noi care
a avut o poziție înaltă în armata română. Acum el este aici, este membru la mine în biserică și am discutat câteva lucruri și pentru că a fost cu mine în Israel plecat și ne-am adus câteva aminte de câteva lucruri și îmi spunea extraordinară strategie militară, să rupi fâșia Gaza în două pentru ca să te poți ocupa efectiv de nord, unde chiar este fieful Hamas. Și să, e o strategie, zice, facultățile de astea care pregătesc soldații, cu siguranță vor studia războiul din Gaza, așa cum studiază războiul de 6 zile din 1967. Atunci, Egiptul, Siria, Iordania au fost țările care au Parcă venit au împotriva. lovit avioanele la sol, dacă bine mi-amintesc. La Am avut războiul un ghid acesta? care. Da, am avut un război de 6 zile, am avut un ghid în Israel, din Bacău era ghidul, mi-aduc aminte și acum de el. A fost ofițer de contrainformații. Ne-a spus și ce bombe au folosit Israelul, și cum le chema, și seria de bombe care era pe ele. Extraordinar. Deci, atâtea explicații ne-a dat și a zis în felul următor. La ora 8 și un sfert, toate avioanele egiptene, siriene și iordaneze ar fi trebuit să se ridice și să ne atace. Au avut informația că aceasta se va întâmpla imediat după breakfast, imediat după micul dejun. La ora 8 s-au ridicat, cu 15 minute înainte, s-au ridicat avioanele israeliene și au bombardat la sol, efectiv, aeroporturi și avioane, astfel încât au nimicit aviația inamică și au putut efectiv să folosească plusul acesta pe care l-au avut. Un război cu o strategie extraordinară. În 6 zile, Israelul a cucerit Egiptul, aș putea spune. S-a oprit la brațul, canalul de Suez, acolo s-a oprit, pentru că de acolo a fi S-a început oprit că a vrut, discuția cu nu că n-a blocarea putut să canalului. meargă mai departe. S-a oprit că a Acolo s-a vrut. oprit. Da, s-a oprit și, în fine, atunci au luat și înălțimile Golanului, au împins și Libanul mai la nord, pentru ca efectiv să-și poată crea o zonă de securitate. Apoi, în anul 1973, războiul de Yom Kippur, un război foarte important, ați I-au menționat că la atacat în 50 de ani chiar a avut ziua loc. cea mai sfântă Da. din sărbătorile de toamnă. I-au atacat în acea sărbătoare. Nu știu dacă știți o istorie a războiului de Yom Kippur, care tot așa ni s-a spus și nouă. Sirienii au intrat, a fost un război, a fost și Siria și Egiptul implicați în războiul acesta de Yom Kippur, dar în mod deosebit sirienii au venit efectiv plecând de la Damasc și venind pe drum, intrând și au venit foarte mult. Și la un moment dat și-au dat seama că nimeni nu-i atacă, ceva s-a întâmplat. Și s-au speriat atât de tare încât s-au întors înapoi. Parte din ei s-au întors înapoi speriați că nu-i atacă absolut nimeni, dar evreii sărbătoreau. Evreii era ziua lor de post și stăteau liniștiți. Ba mai mult, spun unii că au auzit un vuiet ca de o armată puternică care vine împotriva lor, deși nu venea nimeni. Dumnezeu lupta pentru Și poporul asta ne Israel. amintește de o promisiune a lui Dumnezeu că în sărbătorile mari de pelerinaj să nu vă temeți că vă vor ataca vrăjmașul, că eu vă voi apăra. Ceva Amin. similar, da. Și Foarte Dumnezeu este acela interesant. care își împlinește promisiunile. În 1982, războiul cu Libanul, apoi sunt două intifade, războiul pietrelor. În prima intifadă, 1987, a doua, în 2000, atunci începe construcția și a zidului acela dintre Cisjordania, Palestina și dintre Israel. El, cel care a inițiat, aici e legat un pic și de România, a fost Ariel Sharon. Ariel Sharon a fost căsătorit cu două surori. Prima a murit și apoi s-a căsătorit cu cumnata lui, cu sora soției lui, amândouă brașovence. Amândouă din Brașov. Deci Ariel Sharon a fost legat puternic, a spune, de România. Iar din anul 2001, mi-am notat aici, Israelul a fost atacat efectiv anual. A fost atacat Ziceți anual din anual, dar fâșia Gaza de către Hamas. aproape zilnic, aproape zilnic. Deci în Da, fiecare nu una an. pe an, sigur, da. Da. Sigur. Da. De ce Deci toate cam astea acestea? ar fi Da. Contextul toate. general al dramatismului, nu zicem neapărat tragic, dar oricum dramatic, legat de încercările de anihilare. De ce toate acestea? Eu am încercat câteva răspunsuri, nu neapărat acestea sunt singurele care se pot da, dar unul din răspunsurile pe care le-aș da vis-a-vis de întrebarea aceasta este faptul că Israelul nu a ascultat de Dumnezeu și Israelul este la ora actuală în pedeapsa corectivă. A intrat în momentul neascultării în pedeapsa corectivă. Am vorbit de legămintele biblice și la un moment dat am menționat legământul
cananean sau legământul palestinian, cum este el numit, este legământul din Deuteronom. E legământul făcut cu noua generație care urma să intre în țara promisă. Moise repetă înaintea generației tinere, generației care trebuia să cucerească Canaanul, repetă legământul mozaic, dar adaugă binecuvântările și blestemele din Deuteronom 28, Deuteronom 29, Deuteronom 30. Acolo este legământul acesta pe care teologii îl numesc legământul palestinian. M-am ferit un pic să folosesc des cuvântul palestinian, având în vedere și toată situația de acum, și atunci l-am formulat ca fiind legământul deuteronomic sau legământul cananean, care se face cu generația aceasta. Ei, în legământul acela care este un legământ condiționat, Dumnezeu de fiecare dată repetă, mai ales în cărțile profetice, de când a început efectiv, eu știu, diaspora asiriană, 722 înainte de Hristos, diaspora babiloniană, 586. Întotdeauna Dumnezeu, interesant, nu face referire la legământul mozaic, care este un legământ necondiționat, ci face referire la legământul acesta palestinian, care este un legământ condiționat. Și vine și spune, dacă ai fi ascultat, atunci nimic din ceea ce ți se întâmplă acum nu ți s-ar fi întâmplat. Și unul din răspunsurile pe care aș putea să le dau în contextul acesta și al întrebării pe care noastră a spus-o, este Israelul este la ora actuală, a fost, este și probabil că va fi în pedeapsa corectivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care, datorită neascultării poporului său, caută să-l disciplineze și să, în cazul cel mare, va fi iarăși probabil apogeul disciplinei pe care Dumnezeu o va aplica. Necazul cel mare nu-i pentru biserică, ci necazul cel mare, Ieremia spune clar, este un necaz Al al lui lui Iacov. Iacov, da. Foarte Al lui interesant Iacov. că cei care vor să aprofundeze cauzele pentru care evreii au trecut și trec prin ceea ce trec, pot să meargă la Deuteronom 4, spre exemplu, în care Moise vorbește și 5, vorbește despre motivele printre care, de exemplu, în Deuteronom 4 scrie pedeapsa pentru închinare la idoli. Pentru că nu doar neascultarea, ci și închinarea falsă, chiar demonică la un moment dat, darea copiilor să fie arși după pilda Moloch, altor popoare, sigur, lui Moloch. da. Dar, foarte interesant, și am mai spus-o și în alte episoade, mulți nu citesc Deuteronom 4, 30 și 31. Și prin asta mergem puțin în viitor cu discuția, dar putem reveni. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri, spune Moise despre evrei, în strâmtorarea ta, numai că nu zice necazul cel mare sau necazul lui Iacov, în zilele de pe urmă, numai că nu spune ultimii 7 ani ai istoriei, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui, căci Domnul Dumnezeul tău, nu căci tu, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici, El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Da. Amin. Deci Israel nu a ascultat, s-a închinat la idol, avea mandatul de Gândiți-vă reprezentare, la... da? Vă rog. Eu mă gândeam foarte mult și când vorbeam de judecata corectivă a lui Dumnezeu și la ciclul din Cartea Judecător. Foarte Da, important. da. Pentru că acolo deja Dumnezeu acționează în felul acesta și ar fi putut să învețe multe de acolo. Israel păcătuia, se îndepărta, Dumnezeu îngăduia o pedeapsă în contextul Pocăință, acela deci pocăință, păcat, sigur, ăsta e pedeapsă, ciclu, ăsta e ciclu. pocăință și la urmă Și reabilitarea, ridicare. reabilitare, Deci da. Dumnezeu totdeauna s-a purtat cu bunăvoință vis-a-vis de poporul său. Apoi, un alt răspuns pe care aș putea să-l dau este și faptul că Israelul nu și-a îndeplinit rolul pe care Dumnezeu l-a încredințat și Dumnezeu își continuă planul cu un alt popor. Eu întotdeauna interpretez și spun Israel este poporul ales, biserica este poporul chemat. Biserica este formată din toți aceia care cred că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și aici pot să fie și evrei și neevrei. Dumnezeu i-a Și adus împreună și a nimicit vrăjmășia și a surpat-o. riscul cel mare a fost că, nefiind
modelul care trebuia să fie, l-au prezentat pe Dumnezeu ca un Dumnezeu cum nu era el, de fapt, cum nu era Iahve, cum nu era, deci, ambasadorul și-a discreditat, să zic așa, țara care l-a trimis sau împăratul care l-a trimis. Și cel care l-a trimis, exact, da. Un al treilea răspuns este și legat de Mesia. Și poate cel mai grav. Foarte important, Israel a respins pe Mesia, trimisul special, deși toate profețiile mesianice puteau să le cerceteze și să vadă. Mă gândesc și la Irod, primește mesajul de la preoți în Betlehem și în loc să aibă deschidere, Irod reprezenta în vremea aceea, dacă pot spune așa, Iudeea, Israel, în loc să aibă deschidere și zică, s-a născut împăratul, mântuitorul, din potrivă este acela care începe efectiv și atunci un genocid, dacă merge după tradiție, aproape 14.000 de copii ar fi fost uciși în genocidul acela. Bine, poate că cifra un pic este exagerată, nu avem date concrete, dar oricum asta a fost atitudinea lui Irod, a unui evreu, să zicem, chiar dacă era, eu știu, pe jumătate evreu, fiind de fapt idumeu, împotriva lui Mesia. Și mai departe, până la urmă, l-au răstignit. Cum scot în evidență evreii acel moment al plângerii pentru cetate? Am fost și eu la Dominus Flevit, da? Domnul plângea la bisericuța aceea pe Muntele Măslinilor. Da, rememorați puțin. Este un moment deosebit, pentru că Dominus Flevit este construită de unul din cei mai renumiți arhitecți ai vremii respective, Berluții, dacă nu greșesc, așa îl cheamă, are foarte multe biserici construite și foarte multe biserici, și bisericile care sunt construite, arhitectura lor, aspectul lor este foarte biblic. De exemplu, pe Muntele Tabor, Biserica Schimbării la față e formată din trei încăperi. Trei colibe, una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru Isus. Dar cea mai mare este a lui Isus. Deci foarte interesant, omul acesta a fost marcat de ceea ce a fost pe Muntele Tabor. Pe Muntele Măslinilor, da? Muntele Măslinilor, Dominus Flevit, Domnul plânge, biserica este construită efectiv la nivelul unde se presupune că Domnul s-a oprit, la nivelul templului. Muntele Măslinilor are vreo 900 de metri altitudine spre 1000 de metri altitudine. Muntele Moria, pe care era construit templu, are undeva la până în 500-600. Ei, Mântuitorul coboară dinspre Betania, Betfage, și vine pe povârnișul Muntelui Măslinilor, coboară și la un moment dat se oprește și rostește acea profeție din Evanghelia după Luca din capitolul 19 și încă o dată spun, e diferență între Luca 19 și Luca 24. Amândouă vorbesc de piatră pe piatră care nu va rămâne, dar una este legată de templu, cea din predica de pe Muntele Măslinilor și alta este legată de Ierusalim direct, piatră pe piatră nu va rămâne. Amândouă s-au împlinit. Una în anul 70, alta în anul 132-135. De la locul acela, Mântuitorul vede și plânge soarta Ierusalimului. Dar ceea ce este interesant este vremea cercetării. M-am tot gândit în interpretări, oare ce ar fi fost cel mai corect să privim? Oare ce înseamnă de fapt vremea aceasta? Vremea vizitării. În alte traduceri e vorba de vremea vizitării. Vizita Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Da. Deci era timpul lui Mesia. Să nu identifici prin tot ceea ce s-a întâmplat că în mijlocul tău este Dumnezeul tău. Este, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi ceea ce putea măcar să-ți dea pacea. În română e lucrurile, dar în original nu e lucrurile, ci ceea ce putea să-ți dea pacea, adică pe Domnul păcii. Pentru că pace fără pacificatorul Iisus Hristos nu e posibil. Nu există. Deci ei nu vor avea pace până nu vor recunoaște și nu vor primi pe Prințul Păcii. Da, deci Dominus Flevit e momentul acela foarte emoționant în care Mântuitorul plânge soarta Ierusalimului. Și credem că tot atunci s-a împlinit profeția din Daniel 9, 24-27 cu privire la intrarea. Exact. Da. Intrarea în Ierusalim, da, coincide. Sir Anderson a făcut studii foarte aprofundate și ulterior încă unul și au ajuns la aceeași concluzie, că acela era momentul când unsul va intra pentru a fi stârpit, pentru a fi ucis pe cruce, pentru a fi răstignit
Da, Și acolo se încheie, am putea spune, săptămâna 69. așa Acolo este, se încheie așa săptămâna este. 69. Deși Unii, există atâtea interpretări, da. curge atâta cerneală în ceea ce privește interpretările vis-a-vis de toate acestea, Da, dar cred dar că cea mai... degeaba încearcă unii să bage a 70-a săptămâni în jurul crucii, că cei 70 de ani, de la 32, să zicem aproximativ, până la 70, 40 de ani, nu poți să-i bagi în 7 ani, Nu se potrivesc. nici cum. Nu, nu, nu se 70 de potrivesc. ani, anul Nu se 70, când potrivesc. a fost prin titlul Distrus Ierusalimul. De ce este păstrat Bine. Israelul ca națiune în existență? Care e viitorul, în linii mari, a acestei națiuni? Să ne mai referim la aceasta, mai avem un sfert de oră doar. Da. Cred că răspunsul pe care aș putea să-l dea vis-a-vis de întrebarea aceasta, de ce Israelul este păstrat, e tocmai datorită promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut acestui popor, cu care a încheiat legământ. Trei legăminte sunt cu totul și cu totul excepționale. În primul și în primul rând e legământul avramic, care, de ce spun deosebite? Pentru că ele nu s-au împlinit încă plenar niciodată. Legămintele sunt făcute cu Israelul și Dumnezeu rămâne credincios. Mă duc înapoi pentru doar un moment la Deuteronom, acolo unde vorbește despre alegere, despre faptul că Dumnezeu a ales poporul acesta și spune în felul următor, în versetul 8, Deuteronom, capitolul 7, versetul 8. De ce te-a ales? Pentru că Domnul vă iubește și pentru că a vrut să țină jurământul, da? Aici nu vorbește de legământ, nu vorbește de alte criterii, jurământ, aici vorbește de angajament, da? A vrut să țină angajamentul, jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Și acum, trei legăminte încă nu s-au împlinit plenar. Ele trebuie să se împlinească și să se împlini plenar în mileniu. De aceea, Israelul este păstrat mai departe în providența divină. Primul este legământul avramic. Legământul avramic are două aspecte. Geneza 12, un popor, și Geneza 15, un teritoriu. Dacă vă uitați cu atenție, niciodată Israelul nu a ajuns în teritoriile promise în Geneza capitolul 15. Chiar dacă Israelul și prin tratatele politice pe care le-a făcut, împărăția lui David a fost poate cea mai extinsă, iar după aceea politic, tratatele prin căsătoriile pe care fiul său Solomon le-a făcut, da, a extins Israelul foarte mult. Dar niciodată Israelul n-a fost în frontier sau n-a stăpânit într-un mod fizic granițele pe care Dumnezeu le-a promis. Dumnezeu ce promite trebuie să împlinească. Primul legământ. Al doilea, legământul davidic. Legământul davidic spune în felul următor, parte s-a împlinit. Succesorii lui David care au fost la Ierusalim, aproape 20 de regi care au stat pe tronul iudeii la Ierusalim. Dar nu numai la aceasta a făcut aluzie. Vă aduc aminte că în momentul în care îngerul Gabriel vine la Maria, la Fecioara Maria, în Nazaretul Galilei și aduce buna vestire, vestea bună, el spune în felul următor și vreau să vă citesc din Evanghelia după Luca, mesajul pe care îl are Maria de la îngerul Gabriel. Și interesant, Dumnezeu întotdeauna face referire la legăminte. Spune așa, iată vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu cu fâmare, îi vei pune numele Iisus. Și acum ascultați, două versete esențiale. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Ori dacă suntem sinceri cu mesajul acesta, trebuie să recunoaștem, niciodată Domnul Iisus Hristos n-a stat pe tronul tatălui său David. Niciodată n-a împărățit peste casa lui Iacov. Iar împărăția care nu va avea sfârșit încă n-a fost întemeiată. E foarte clar că îngerul Gabriel vine și spune Mariei, o bună cunoscătoare de Scriptură, se vede că Maria a fi avut undeva la 15-16 ani, vârsta propice pentru căsătorie a fetelor tinere în Israel. Îmbibată în Scriptură fata aceasta. Merită tot respectul. Nu vorbim de adorație, nu vorbim de închinare, nu mă duc în latura aceasta în care merg unele biserici creștine, ci mă duc strict scriptural. Nu greșesc dacă cred că undeva la 35 sau 36 de citate biblice din psalmi, din profeți, din cărțile biblice ale Vechiului Testament. O fată la 15 ani îmbibată în scriptură. De aceea și îngerul poate să-i vorbească de legământul lui Dumnezeu, pentru că cunoștea lucrurile acestea. Și Israelul aștepta momentul în care lucrurile acestea se vor împlini. Ori îngerul vine și spune, femeie, fiul care se va naște va avea un destin special.
va sta pe tronul tatălui său, David. De aceea, în cele două genealogii, și Matei și Luca, vin să ne explice că, de fapt, și Maria și Iosif sunt în arborele genealogic al lui David. Tocmai de aceea, dreptul lui Iisus Hristos, al fiului lor, este de a sta pe tronul tatălui său, David. Când se pare că dinastia aceasta ar fi pierit aproape, credeau, în întregime, mai ales în cei 400 de ani de robie, de dispariție a poporului, de tăcerea lui Dumnezeu, de la Maleachi și până la Matei. Și un al treilea legământ important, legământul cel nou. Sper să nu deranjez, să nu supăr pe cineva, Ieremia dar 31 legământul cu cel nou, 31, da? Ieremia. exact, 31 cu 31, un legământ nou înlocuind legământul cel vechi. Dar legământul cel vechi n-a fost făcut cu biserica. Legământul cel vechi a fost făcut cu Israel, cu cei ieșiți din robia egipteană, părinții celor din Deuteronom. Ori Dumnezeu înlocuiește legământul cel vechi cu cel nou. Îl scoate pe cel vechi, îl face inactiv și spun un legământ nou. Și aici vreau să spun, nu vreau să deranjez pe cineva, dar legământul cel nou include biserica, dar n-a fost încheiat cu biserica. A fost încheiat tot cu Așa Israel. cum neamurile Iată intră de ce în cred. măslin, dar nu Exact. sunt ele, nu susțin ele. Nu-s Iar butucul. Nu-i în butucul. Romani 11, ca să nu vă socoteți singuri înțelepți, mi se pare că aia care scot Israelul din ecuație se cam socotește singuri înțelepți. Noi ne bazăm pe Biblie. Pe Biblie și eu am o interpretare și am mai spus-o de multe ori în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, este pilda smochinului neroditor. Acolo vierul, acela care îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, după ce stăpânul vine 3 ani de zile și tot caută rod și nu găsește, nu spune, uite, nu mă aduce rod, nu mă mulțumește. Israel nu și-a împlinit rolul, nu și-a împlinit menia. Nu vine și spune că scoate-l din rădăcină pentru că nu mai vreau. Spune, tai-l. Atunci când tai un smochin, altoiești altceva în el, pentru că probabil că smochinul era sălbatic, nu a ajuns să facă ceea ce trebuia să facă, nu a împlinit așteptările stăpânului. Nu spune, scoate-l din Iar unde rădăcină, zice că voi ci lua spune, de la tai-l. voi și vă da altui neam, poate fi vorba de unei alte generații, o altă generație Da? viitoare care va împlini ce n-a împlinit generația Domnului Isus. Ce Deci. n-am prins generația aceasta. Deci, la întrebarea dumneavoastră, chiar dacă poate răspunsul a fost mai vast, sper să ne încadrăm în timpul pe care îl Da, aveți la mai avem 10 dispoziție. minute. În mod special, Dumnezeu este Dumnezeul legămintelor. Dumnezeu este Dumnezeu credincios jurămintelor și promisiunilor pe care le face. Legământul avramic împlinit parțial, dar nu total. Se va împlini în mileniu. Israel, apropo că tot vorbeam de Târg Mureșan ca dumneavoastră, doamna Sara. Când i-am zis pe străzile Ierusalimului, doamna Sara, eu cred că va veni momentul în care Israel va intra în promisiunile legământului avramic și veți stăpâni de la râul cel mare Eufrat până la râul cel mare al Egiptului Nil. Și a zis, domnul pastor, vă rog din tot sufletul, nu mai ziceți lucrul acesta, că tremură inima noi, mai ales pentru teritoriul ăsta scurt pe care îl avem aici. Darmite să ne vorbiți de un teritoriu atât de mare. Zic, nu vă vorbesc eu. Vorbește Biblia și vorbește Dumnezeul legământului. Legământul avramic, legământul davidic și legământul cel nou sunt baza faptului că Israel trebuie să existe în continuare și va exista în planul lui Dumnezeu până când Dumnezeu va împlini ceea ce a promis Ați amintit legat de poporul de său. Romani 9, 10 și 11, trecutul, prezentul și viitorul poporului evreu. Iar în Romani 11 se spune așa: Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, versetul 25. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, și ați amintit acest verset, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută, și adaug eu, și nici nu uită de ele cum uităm noi. După Amin. cum voi Amin. odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare, acum tot așa, ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurare arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți, și adaug eu, și pe Israel și pe neevrei, pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți.
și la ceea ce am îndrăznit noi să abordăm în aceste două episoade, versetul 33 e atât de potrivit. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Dacă vreți să comentați, mai avem 6 minute, 7, această iubire a lui Dumnezeu, nu doar pentru Israel, ci prin Israel, pentru toți oamenii și în special, sigur, care cred în Domnul Iisus și se întorc la El. Cred că versetul 33 este o explicație atât de puternică la tot ceea ce se scrie aici, mai ales în partea aceasta, în pericopa aceasta pe care a citit-o dumneavoastră, adâncul, chiar Apostolul Pavel, când se uită la tot mecanismul acesta, pentru că spuneam, Epistola către Romani este un mecanism al mântuirii lui Dumnezeu, iar un rol esențial, vital în ceea ce privește mecanismul acesta îl are poporul Israel. El spune în felul următor aici, tot în Romani, în capitolul 11. Deci dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și dacă paguba lor, pierderea lor a fost o bogăție pentru neamuri, oare ce va fi, și aici îmi place sublinierea aceasta, el nu spune doar oare ce va fi întoarcerea lor, ci spune oare ce va fi plinătatea întoarcerilor. Și apoi, bineînțeles, explică tot ceea ce s-a întâmplat și faptul că noi nu ținem noi butucul, ci butucul rămâne Israel. Noi suntem aceia care suntem altoiți efectiv și ar trebui să avem o atitudine și un respect cu totul și cu totul deosebit vis-a-vis de Israel și de planul pe care Dumnezeu îl are. Zice aici în continuare, și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine l-a sfătuit pe Dumnezeu în ceea ce privește mecanismul acesta? Dumnezeu este acela care așa a găsit de cuvință să acționeze și așa va acționa în continuare. De aceea, nu știu dacă am neapărat un răspuns la toate aspectele acestea, mai ales când vorbim de mecanismul lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea. Pentru că aici este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan să mântuiască. Eu personal cred și fac această afirmație în emisiunea dumneavoastră. Personal cred că biserica are un rol special și va ocupa în împărăția lui Dumnezeu un loc cu totul și cu totul deosebit. Pentru că eu cred că biserica zice, vă duc să vă pregătesc un loc. Locul pe care Mântuitorul îl pregătește, dacă în împărăția lui Dumnezeu există totul ca și cum Moise vede cortul întâlnirii, locul preasfânt, locul sfânt, curtea din afară și așa mai departe, cred că în împărăția lui Dumnezeu există un loc preasfânt, așa și vorbește cartea Apocalipsa. Biserica merge în locul preasfânt în prezența lui Dumnezeu, într-un loc cu totul și cu totul special. Se vorbește despre, biserica va fi substitutul, înlocuitorul, nu al lui Israel, al îngerilor care au căzut și au însoțit pe diavol în căderea lui. Ni se vorbește despre două treimi de îngeri care au căzut. Știți că aici în textul pe care l-a citit dumneavoastră se vorbește despre un număr de plin de neamuri. Cine îl cunoaște? Pleroma. Cine îl cunoaște? Asta e. Tocmai de aceea, cred că biserica, și dacă am înțelege ce rol special, ce poziție va dobândi biserica în împărăția lui Dumnezeu, probabil că altfel am tratat modul în care în împărăția de 1000 de ani vor exista și o colectivitate de oameni conform Matei 25 care vor fi judecați și vor intra în împărăția de 1000 de ani în trupuri fizice, da. Dar va coborâ și Ierusalimul Ceresc odată cu Domnul și biserica în trupuri glorioase ale credincioșilor vor conlucra cu poporul evreu în administrarea lumii. Altfel nu se va împlini, Amin. Vă voi da atâtea cetăți și atâtea cetăți. Foarte interesant, Amin. Și o să vă rog să faceți o scurtă rugăciune la încheiere. În cartea aceasta, Statul Evreu de la problemă la necesitate mondială, Norbert Lit, foarte, foarte interesantă, deși mică, mie îmi plac foarte mult cărticelele așa mai mici, dar profunde, arată în Matei 13, sunt pildele Domnului Iisus care ilustrează etapele devenirii Împărăției Lui Dumnezeu. Și este acolo pilda comorii și pilda mărgăritarului. Și are argumente profunde, pertinente, că pilda comorii este Israelul care a fost ținut ascuns, iată, 2000 de ani, mulți n-au mai crezut că Israelul va reveni la viață, dar până la urmă este valorificată această comoară a Israelului, iar mărgăritarul e biserica. Și după aceste două pilde este pilda judecății prin îngeri. Da.
Da. O rugăciune, Cred că s-ar nu putea. mai avem timp, poate mai revenim altă dată cu detalii. Acum am mers într-un mic maraton, așa, am alergat pe subiect, dar n-am putut decât în două episoade să abordăm ceea ce am putut să facem. Dacă vreți o scurtă Sincer, zic. rugăciune. Da, cred că ar fi multe de discutat, dar cu siguranță se poate cerceta subiectul și se poate dezvolta, așa cum spuneați, într-o altă emisiune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele scump și drag al Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul tău, venim acum la finalul acestor emisiuni să-ți mulțumim pentru modul providențial în care ne-ai purtat de grijă. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne-ai dat gândul să vorbim despre poporul pe care tu-l iubești atât de mult, poporul pe care l-ai format, poporul cu care ai încheiat legământ, Doamne, și poporul care rămâne în continuare special în inima ta și în planul pe care l-ai cu privire la întreaga omenire. Te rugăm acum la finalul acestor emisiuni, lasă binecuvântarea ta peste poporul ales, Doamne. Lasă binecuvântarea ta peste toți cei care iubesc Israelul, se roagă pentru Israel, Doamne. Ai promis că cei care vor binecuvânta Israelul vor fi și ei binecuvântați, Doamne. Și știm, Doamne Dumnezeule, că Tu ești un Dumnezeu credincios promisiunilor pe care le faci. De aceea continuăm să mijlocim înaintea Ta în momentele acestea grele pentru Israel, în care se dau lupte grele, Doamne. Protejează-i, Doamne Dumnezeule, binecuvântează-i și ajută-i, Doamne, să finalizeze cu bine și cu cât mai puține pierderi umane, Doamne, și de o parte și de alta, Doamne. Pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești alături și lupți împreună cu poporul Tău și le vei da biruință, pentru că biruința este a ta. De aceea te binecuvântăm. Mulțumesc pentru Credo TV, mulțumesc pentru inițiativa pe care o au. Mulțumesc, Doamne, pentru fratele Berghean, Doamne, pentru emisiunile acestea, Doamne. Vrem să te cunoaștem mai mult pe tine, prin emisiunile pe care le realizăm, prin cuvântul care se predică aici, să ne apropie mai mult de tine, să creștem din punct de vedere spiritual și astfel să ne pregătim pentru întâlnirea cu tine. Mulțumim că ne-ai mântuit, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, mulțumim pentru tot ceea ce ne dai și ne vei da în continuare. De aceea te slăvim, Doamne, și te rog, Doamne, păstrează-ne în harul tău, pun numele tău peste emisiunea aceasta, pun numele tău peste realizator, peste cei care sunt la partea tehnică, peste toți cei care colaborează și contribuie la susținerea financiară a postului Credo TV, Doamne. Pun numele tău peste noi cei din Australia, binecuvântează Philadelphia, binecuvântează lucrarea din locul acesta. Și atunci când va fi marea strigare, când vei aduna poporul tău de pretutindeni, din România, din Australia, din America, din Israel, de pretutindeni, vrem să fim la marea sărbătoare în împărăția ta. Dar până atunci, continuă să fii cu noi și să ne binecuvântezi. În numele scump și drag al Mântuitorului Iisus Hristos. Amin. Amin. Biblia oferă răspunsuri edificatoare la dramatica istorie a lui Israel. Biblia oferă răspunsuri edificatoare la dramatica istorie a lumii întregi, a fiecărei națiuni în parte și a fiecărui individ. Fie să înțelegem că acest răspuns cu R mare este Domnul Iisus Hristos, El e soluția și această soluție putem să o avem și noi prin credință și pocăință, ajungând la naștere din nou și la noirea vieții. Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora. Mulțumim invitatului, pastorul Gabi Ijac din Australia, vă mulțumim dumneavoastră și în cel mai înalt grad îi mulțumim lui Dumnezeu. Fie binecuvântat numele Domnului, Maranata, Domnul nostru vine. Dacă nici acum nu înțelegem că venirea Domnului este apropiată, nu o să înțelegem niciodată. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc din suflet și eu. Fiți binecuvântați!